Ședința a fost vineri trecută, 22 martie, s-a convenit, s-a discutat toate, noi le-am prezentat regulamentul, cum vedem noi toate procedurile astea, acum se finalizează procesul verbal și o să fie remis părții transnistrene, dar până când nu s-a convenit, dar din presă, cum se vehiculează că în mai o să fie întrunirea domnului Karpov cu doamna Ștanski, sperăm până atunci să mai fie întâlniri pentru a clarifica toate problemele care au apărut în cadrul discuțiilor la întruniri.